Craiovenii pot depune în locurile special amenajate articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, perdele, draperii, pături, pilote, perne, lenjerii de pat. Containerele au fost amplasate în apropierea stațiilor, mijloacelor de transport în comun și a piețelor. Deșeurile sunt preluate de o firmă privată. Primăria a montat și aceste containere de colectare selectivă a hainelor. Toți avem haine de aruncat. Și ce fac? Deșeurile vor fi preluate de către operatorul acestă firmă, gratuit pentru municipalitate, deci noi nu plătim așa ceva. Se va ocupa de sortare, de igienizare, de repararea lor și transformarea lor în produse, cum sunt lavetele, cum sunt destule produse din material textil care se... pe care le folosim cu toții. Deci este un prim pas în rezolvarea acestei probleme de colectare. Mulți craioveni sunt încântați că de acum înainte vor avea unde să ducă lucrurile de care nu mai au nevoie, în special îmbrăcămintea sau încălțămintea. O idee foarte bună, chiar foarte bună. Dar până acum ce făceați cu hainele? Le mai dădeam la oamenii care aveau nevoie de așa ceva. Dar acum e foarte bine, am văzut. O idee foarte bună. Și sperăm ca lumea să și facă ce trebuie să facă, să nu le mai arunce, că mulți au aruncat la tomberoane. Până acum tot ce am strâns și am dat la altcineva. La copii mai amărâți, mai necăjiți, că sunt mulți care au nevoie de așa ceva. De multe ori eu nu știam ce să fac cu hainele pe care nu le mai foloseam, care erau uzate. Acum chiar mi-am pus deoparte câteva. Da, să le aduceți. Da, da, da. Containerele pentru colectarea deșeurilor textile sunt amplasate pe Bulevardul Decebal, Bulevardul 1 Mai, zona Ciupercă, strada Nanter, intersecția cu strada Spania, strada Frații Golești, zona Piața Centrală, Bulevardul Dacia, zona Gară, pe strada Henri Coandă, zona Piața Valea Roșie, Complex Vechi, Baba Novac, strada 1 Decembrie 1918, zona Simplon, strada Nicolae Iorga, lângă Părculeț, strada Sfântul Dumitru, intersecția cu strada Felix Aderca, Bulevardul Oltenia, lângă stația de autobuz de la Orizont și Bulevardul Nicolae Titulescu la groapă.